doamnelor, domnișoarelor, bună ziua domnilor! Astăzi, iată, la Giurgiu, un eveniment unic în felul său, pentru că prima dată, cred, în orașul acesta de la Dunăre, atât de frumos și atât al nostru, al unora dintre noi, vine o întreagă echipă, o întreagă echipă de valoare a conducerii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și vine alături de un mare inventator român. Este atât de mare încât îl cunoaște toată lumea și de aceea noi vrem să îi onorăm activitatea, vrem să îi onorăm toate lucrurile pe care le-a brevetat sau pe care nu le-a brevetat, pentru că, dacă vreți, din punctul nostru de vedere al OSIM-ului, domnul Iustinian Capră este unul dintre oamenii care în aceeași măsură merită onorat și în aceeași măsură trebuie certat, pentru că noi suntem cei care promovăm această chestiune a brevetului, numai că dumnealui nu întotdeauna a și dorit ca ceea ce creează să fie brevetat, pentru că a lăsat ca ideile sale să fie utilizate și de alții. Sunt aici și aș vrea să îmi permiteți să prezint alături de mine, așa cum probabil vă întrebați cine sunt cei de aici din prezidiu, cu domnul director general adjunct al OSIM, care este domnul director Alexandru Cristian Streng. Ați putea să-l aplaudați, dacă vreți. Dumnealui, dincolo de faptul că este director general al OSIM, este și președintele Academiei Oficiului European de Brevete de la München. Și, în afară de asta, are două doctorate la activ, o carieră în acest oficiu de stat pentru invenții și mărci de peste 30 de ani. Așa cum veți fi surprinși, e plăcut să aflați că mulți dintre specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci au. Am să-l prezint, de asemenea, pentru dumneavoastră, pe domnul director Bogdan Bureschievici, specialistul nostru în IT, dar cel care astăzi va fi moderator al acestei întâlniri, pentru că dumnealui este sufletul petrecerii, ca să zic așa. Dumnealui este foarte vechi prieten cu domnul Capră și dumnealui a venit cu ideea ca să facem această întâlnire. Salut acum și prezența celor mai tineri din sală, copiii care au venit acum. Vă mărturisesc că noi am dorit ca această întâlnire să aibă două aspecte. În primul rând, aceea pe care v-am spus-o, aceea de a-l onora pe domnul Iustin Capră, care de curând a făcut o vârstă, îmi dă voie să spun, da, 81 de ani, pe 22 februarie, și în aceeași măsură să facem în așa fel încât să promovăm ideea de inovație, să promovăm ideea de creație și să promovăm chiar și pentru cei mai mici de aici. Avem materiale specifice pe care colegii mei de la tipografie, doamna șef de serviciu Bararu Cristina, le-a pregătit și pe care o să le dea acestora. În așa fel încât nu se știe, mâine, voi mâine cineva să vă calce pe urme și să aibă la fel de multe invenții. În mapele pe care le aveți acolo și în CV-urile pe care le aveți, aveți o poveste. O poveste de o viață a unui om care are peste 80 de invenții brevetate, are foarte multe, cum zice domnul Bureschievici, mașinuțe și motorașe făcute, iar dincolo de lucrul acesta vreau să vă spun că cei care nu știu, la OSIM este noi muncim acolo într-o clădire veche, e fosta Banca Ardeleană și la etajul întâi, unde avem sala de ședințe, aveam un loc în care se află cei mai importanți inventatori români, iar pe fiecare dintre acele locuri au fost discuții pe cine punem, pe cine nu punem, cât de important este pentru istoria inventicii românești. Și sigur că pe unul dintre acele locuri este chiar domnul Iustin Capră. N-am să spun mai mult decât m-am pregătit să spun. Am aici o întreagă o documentație pe care ar trebui probabil să vă citesc, dar prefer să vă spun că cei care sunt aici astăzi sunt oameni extrem de importanți pentru acest sistem de protecție a invențiilor din România, pentru ceea ce înseamnă creația în general în România
Și cred că faptul că astăzi sunt aici la Giurgiu mi se datorează doar un pic mie, fiindcă dumneavoastră au insistat mai mult decât mine să facem această întâlnire și să o facem aici la Giurgiu, pentru că anul trecut s-a întâmplat la OSIM și a fost una de un real succes. Sper ca, dincolo de emoțiile mele și de, eu știu, mai puțină informație pe care v-am dat-o eu, celelalte informații să fie extrem de apreciate de dumneavoastră și să aveți, să plecați de aici cu un bagaj de cunoștință extraordinar. Cred că tipul acesta de evenimente, așa cum este cel de astăzi de la Giurgiu, este până la urmă o întâlnire colovială, poate să crească importanța oficiului nostru de stat pentru invenții și mărci, așa cum se întâmplă în alte state, unde genialitatea este prețuită și unde ea nu e doar prețuită, ci și creează. Creează locuri de muncă, creează plus valoare, aduce taxe în plus și dă posibilitatea economiei țării respective să crească. Noi ne dorim ca acest oficiu românesc pentru invenții și mărci, de stat pentru invenții și mărci, să facă același lucru, așa cum se întâmplă, eu știu, în Germania, în Franța sau în altă parte. Mă bazez foarte mult pe dumneavoastră, pe specialiștii care știu să facă lucrurile acestea și pe dumneavoastră, cei care veți duce vorba de aici mai departe, că acolo la București, pe strada Ion Ghica numărul 3, puteți să aduceți oricând să înregistrați o marcă sau să veniți cu o nouă invenție. O să-i dau cuvântul domnului director Bogdan Mureschiviș, care vă va spune toate lucrurile care vă interesează. Mulțumesc, domnule general. Pe mine să spun și eu bună ziua tuturor. Ca moderator încerc să fiu cât mai puțin prezent, pentru că interesul noastră bănuiesc că focalizează pe lucrurile de substanță care se vor spune în continuare. Și cred că așa spune răbdare să-l auziți și pe maestru Sincapră vorbindu-vă despre ceea ce credeți că este relevant pentru această întâlnire. Eu aș vrea să stau să fac niște mulțumiri și să aduc mulțumirile mele organizatorilor din Giurgiu. Cu o mică rectificare, cred că s-a fost un fel de bulgă de zăpadă, s-a plecat de la un context interesant, realmente destul de simplu. Pe acest context, domnitor general, a adăugat o serie întreagă de componente și a către noi aici, în prezența dumneavoastră, și sperăm să fie o întâlnire cât se poate de interesantă. Mă bucur că sunt copii în sală, pentru că multe din legăturile pe care am avut cu domnul Sincapră s-au petrecut tocmai în mediul copilăriei. Din păcate, doamnele. Oficiul de stat pentru și mărci, deși sună la o instituție foarte sobră și foarte, foarte distantă, așa, e o instituție colovială, o instituție plăcută, e o instituție în care vrem noi să credem că fiecare persoană care vine acolo vine de groase deschise. Dar munca oficiului se duce și în afară un pic, pentru că, așa cum spunea domnul director general, avem de pregătit și generații viitoare de creatori. În ce domenii e mai puțin important? Important e ca persoanele respective să capete gustul creației, pentru că acolo se găsește propria lor valoare. În sensul acesta, suntem invitați în diferite orașe să organizăm câte o școală de vară. Școala de vară e o întâlnire de 2-3 zile în care putem să povestim copiilor de la 7 la 70 de ani cum e cu proprietatea industrială, cum e cu invențiile, cum e cu mărcile, cum e cu designul. Și multe în aceste școli de vară s-au făcut la Târgoviște. Întâmplarea a făcut ca maestru să fie foarte aproape de locul crimei și l-am invitat să vină să aibă o întâlnire cu copiii. Întâlnirea s-a fost întotdeauna foarte prizată. Inițial eram foarte speriat că nu o să fie întrebări. S-au pus foarte multe întrebări și de la o discuție care te așteptai să fie la o mare distanță între personate invitate și copii, s-a transformat într-o discuție extrem de caldă și de plăcută. Văzând copiii din sală de astăzi, sper ca și îndemn ca în momentul în care partea, să spunem așa, nu să fie productivă, să fie încheiată, să pună cât mai multe întrebări, pentru că au o ocazie, hai să spunem, nu unică, dar rarisimă din viața lor, ca să primească și răspunsul la ce întreabă ei. Dați-mi voi acum să mă opresc aici și îl rog pe domnul general adjunct Alexandru Cristian Ștreng să preia Nu-i dăm cuvântul? După aceea, da?
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Am stat și m-am gândit un pic de la ce să plec în foarte scurtă mea intervenție, pentru că nu eu sunt elementul central aici. Și am spus că probabil că domnul Capră va prezenta dânsul și colegii mei vor prezenta mai mult pe partea tehnică. M-am gândit să vorbesc un pic despre partea mai umană a problemei. Chiar vă rog să nu vă imaginați că am să abordez problema umană dinspre latura prietenii. N-aș putea spune că mă aleagă neapărat o prietenie de domnul Capră. Ne-am întâlnit la momente scurte și secvențiale de timp. Dar, da, cu siguranță că pot să vă spun următoarele chestiuni. Deci am auzit de domnul Capră ca și inventator destul de mult. Apropo, ca să vă arăt că sunt un pic mai tânăr, nu am 30 de ani de OSIM, am doar 25. Deci, cu ceva timp înainte de a veni la OSIM, eram și eu tânăr cercetător, eu sigeam automatist la bază și mai scriam pe la revista Știință și Tehnică. Acolo era un coleg ceva mai mare de al meu și pe acolo, pe culoarea redacției Revista și Tehnică, auzisem de un mare inventator român, Iustin Capră. Nu l-am cunoscut atunci, dar am fost curios. Se vorbea, vă spun sincer, se vorbea. Era redacția acolo, la Casa Scânteii, în cea mea Casa Pieței Libere. Se vorbea. Și am fost curios să citesc, să văd ce făcuse domnul Capră ca să... cum să vă spun, să se justifice. Era o aură. Ale inventatorii, Iustin Capră. Repet, nu ajunsesem la OSIM înainte de acești 25 de ani. După aceea, ajungând la OSIM, sigur, mai ales a plecarea mea mai spre zona invențiilor, eu am fost și examinator o perioadă de timp la oficiu, cu urmă, mă rog, am urcat pe linia administrativă, am ajuns să am mai multe momente în care să mă întâlnesc cu domnul Capră. Ele au fost, v-am spus, destul de secvențiale, fie că am avut o manifestare comună la Universitatea de Științe Agricole USAMLV. Sau mi se pare că Ministerul Cercetării, ANCS-ul, ne-a făcut onoarea ca în același timp să fim numiți pe zone diferite de acțiune, să fim... mă rog, da, numiți cavaleri, da, cavaleri pentru o problemă de cercetare. Și știu că am discutat atunci foarte mult cu dumneavoastră. Ne-am mai întâlnit în niște ocazii. Poftiți, am venit o oră și jumătate în mașină cu dumneavoastră aici. De fiecare dată, și asta o spun nu de circumstanță, nu pentru că sărbăm aici acum pe domnul Iustin Capră, am avut în permanență senzația că mă aflu în fața unui pur inventator. Deci domnia sa scormonește, pur și simplu tot timpul scormonește. Trece de la un subiect la altul, este debordant, în ciuda unei vârste, asta este, dar vârsta dumnealui intelectuală este mult, 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 este extraordinar de vioi față de, hai să zicem, de vârsta biologică și am realizat tot timpul, repet, că mă aflu în fața unui inventator pur. Noi avem un concept în legea invențiilor sau legea brevetelor de invenții, așa numită misiune inventivă, adică cineva care pune pe altcineva să inventeze. Ei bine, parcă domnul Iustin Capră, deci își dă singur această misiune inventivă, dacă știu eu bine, nu cineva i-a dat sau nu cineva l-a pus să inventeze. Pur și simplu, tot timpul a inventat. Tot timpul. Tot timpul dumnealui scormonește. Ei bine, în fața unui asemenea mare inventator român și face plăcere să spun că între invenție și inovare tehnologică este o legătură directă. Deci
titulatura de afară o viață în slujba inovării este reală, dar Danui este un pur inventator, un pur scormonitor. Tot timpul se gândește la ceva. De aceea a vorbit despre dumnealui, și am să mă duc către sfârșitul intervenției mele, a vorbit despre dumnealui ca fiind, a dorit să inventeze pe o zonă, greșiți, să știți. Aproape pe tot ce vă puteți imagina tehnologic, domnul Capră a gândit, a scormonit, a dorit să-și aducă aportul. Este impresionant, este impresionant. Realmente sunt foarte plăcut, impresionat de a fi și contemporan și așezat la stânga domniei sale în această împrejurare, pentru că, literalmente, din destul de multele figuri de inventatori pe care i-am cunoscut inevitabil din acești 25, ceva mai mult de 25 și jumătate ani la oficiu, cred că dumnealui, pot să spun fără să fac o ierarhizare, că nu suntem la premii Oscar aici, cred că l-am văzut ca fiind cel mai scormonitor dintre toți. Este și un moment aniversar sau în apropiere de aniversar și atunci eu am să mă opresc urându-i domnului Capră, domniei sale, aceeași veșnică scormonire, același neastâmpăr tineresc în a încerca să găsească explicații pentru toate. Să știți că și acum am mașină. Deci trecem de la molecule, la parașute, la avioane. Deci este o, repet, este o permanentă minte scormonitoare, este impresionantă și mă întind cu respect în fața unui asemenea inventator român. Mulți, mulți ani să creați în continuare, domnule. Da. Haideți să gândăm un pic. Mă gândesc cum ar fi mai bine să continui, pentru că n-aș vrea să treacă din cuvânt în cuvânt direct. Câți dintre dumneavoastră au venit în Muzeul Tehnice din București? Adică puțin. Dacă aveți ocazia să intrați în Muzeul Tehnice, vă recomand cu căldură să vă uitați cu multă atenție. Aha, avem un cunoscător. Bun. Aveți ocazia să găsiți acolo câte o mare parte din invenție domnului Justin Capră. Una dintre ele a făcut renumita cu celebru și sper să vorbească despre această invenție mai mult decât fac eu acum. Cui plac filmele astea cu Cosmos, cu un pic de SF? Hai să vedem între copii. Mulți. Bun. V-a plăcut, ați văzut pe acolo, mai cât un cosmonaut care iese din cabină și cum începe să deplaseze în spațiul cosmic, da? V-a plăcut? Știți cam cum se numea scula aia din spatele celui care cosmonautul respectiv? Nu, nu știți nimic, o să spun domnului Justin Capră și istoria ei, pentru că sunt foarte strâns legate cele două noțiuni. Dacă cu asta v-am comis să puneți întrebări, vă rog să-i puneți întrebări la sfârșit, da? Și pe cei de 7 și pe cei de 70. Foarte apropiat colaborator al domnului Capră este la stânga mea, se numește Marian Vercea. Este un om care s-a zbătut și a vrut foarte mult ca lucrurile să iasă sub toate aspectele bine și ori de câte ori are ocazia să medieze o astfel de întâlnire, o face cu multă pasiune și multă dăruire. Mulțumim pentru frumoase cuvinte rostite de toți vorbitorii. La ce a spus Marian aș mai adăuga numai două vorbe, nu pentru ca să țin suspans mai mult, dar pentru că chiar sincer cred că o să merită să le spun. Dacă luăm un pic la răscoit istoria de pe la 1885-1890 până spre anii 40, tulburător este faptul că numărul de personalități care au plecat din România și au schimbat numai fața țării astea, ci și fața Universului, este enorm. Mulți știu și știu foarte bine despre Zbor, despre Coandă, despre Vuia, despre Vlaicu. Sunt mult mai puțini cei care știu, au auzit despre Conrad Haas, care experimenta zborul cu racheta cu mai multe trepte. De asemenea, puțin știu că
tot proiectul pe care NASA l-a pus pe picioare a avut în spate o minte strălucită a unui modest profesor din Mediaș, care, în afară de ecuațiile zborului, a pus la punct și o bună parte din antrenamentele cosmonauților, iar în momentul în care s-a lansat prima rachetă spațială, a fost invitat de către directorul programului de zbor, von Braun, unde a fost recunoscut ca profesor lui von Braun, și vorbesc despre Obert, Hermann Obert, modest profesor la Mediaș, dar care de acolo, din Mediaș, a știut să facă posibil ceea ce spunea din Aurea Marian, să zburăm numai cu gândul, ci și fizic în spațiul cosmic. Mă opresc aici, ar fi multe de spus. Aș spune mai că maestrul Capră este unul din cele multe personalități pe care vorbeam și dați-mi voie să îi dau microfonul pentru ca să se prezinte singur, să se înscrie singur. Unul de la mulți ani. Vă mulțumesc. M-a făcut mai mare decât sunt. E bine de știut că lumea există tocmai datorită imperfecțiunii sale. M-a întrebat cineva acum vreo două zile, de ce există și diavol? Nu se poate Dumnezeu fără diavol și nu se poate sus fără jos, nu se poate negru fără alb. Nici n-am avea mijloc de comparație. Întotdeauna trebuie să avem și proști și deștepți, pentru că altfel nu merg lucrurile. Spuneau romanii, infinitus este numărul stulturum, infinit e numărul proștilor. Hristos spunea, mulți chemați puțin aleși, Lăpușneanu, proști de-a mulți, și Martoan se întreabă ce ne-am face noi dacă n-ar fi proștii să ne aprecieze. Trebuie. Lumea există tocmai datorită acestor imperfecțiuni, acestor asimetrii, pentru că un corp, dacă este antrenat de două forțe, de doi vectori, de două forțe care sunt diametral opuse și egale, acest corp vine în echilibru. Ca să-l faci să se miște de loc, trebuie neapărat să existe un dezechilibru între aceste forțe. Deci e necesar să fie și criză, e necesar să fie de toate, pentru că altfel lumea nu se mișcă. O lume perfectă se autodezintegrează din lipsă de mișcare. Viața este o funcție de mișcare, iar viul nu este o funcție metabolică, ci una noesică. Nimeni nu știe de unde vine viața și nici o să aflați vreodată, pentru că omul este un statut tridimensional, nu poate gândi multidimensional, și de aceea, prin învățătări, nu facem decât să ne mărim exponențial area de necunoaștere, area întrebărilor. Așa că nu cumva să aveți naivitatea să vă imaginați că dacă învățați veți ști. Să fim serioși. Știința vine pe alte căi. Spunea Socrate că școlarizarea însemnează un dialog interrogativ între maestru și discipol, în care discipolul își descoperă niște valențe pe care nu și le cunoștea și prin dialog poți transmite informații. Toate cunoștințele se află în noi, numai că școala are rolul să le decodifice, ceea ce școala nu prea face. Școala nu te învață să gestionezi ceea ce ai învățat. De aceea, majoritatea premianților ajung cam niște nulități în viață de toate zilele. Și foarte puțini oameni știu să folosească în viață fenomenul teoretic. Una e să înveți diagrama Hooke și alta să simți oțelul când pârâie, când îl îndoi. Pentru asta trebuie ceva care lipsește. Să zicem mersi că e criză, pentru că întotdeauna în criză s-au născut cele mai importante valori ale istoriei. Să zicem mersi că suntem români, pentru că, nu pentru că suntem noi mai grozavi, dar pentru că avem obligația morală să ne respectăm părinții, locurile și obiceiurile bune și trebuie să recunoaștem și au recunoscut și cei de afară că, într-adevăr, există ceva și aici.
Eu fac parte din Liga Studenților Români de Străinătate, la coordonare, ca și doamna Andronescu, fosta ministra învățământului și doctorul Carpat și alții, și am reușit să convingem circa 80% din studenții din străinătate să vină acasă, chiar dacă o duc mai prost. Un bărbat trebuie să găsească soluții și nu scuze. Dacă găsește scuze, nu e bărbat, e babă. Babă sclerozată. Ne-am spus, spune, Aimana Ibonta, le vreau le Wörterbuch. Un bărbat, un cuvânt. O femeie, un dicționar. Așa zic ei. Mă rog. E cineva cu vorbitor de germană aici? E? Nu e. No. Bun. Că vreau să vă spun o mică poveste în germană. Bun. Suntem o țară care avem o limbă fonetică, cea mai fonetică din lume, pentru care un profesor pe care l-am cunoscut acum 6 ani la Stockholm spunea că el ar fi ales limba română ca limbă internațională și s-a ales una cea mai nefonetică, engleză. Asta a fost. Păi una citește alta și înțelege altceva. Bun. Suntem țara la care drapelul are 3 culori primare din spectru. Și nu complementare, nu verde, nu oranj, nu violet, ci roșu, galben și albastru. Suntem țara la care muzica începe cu foaie verde. Este o apropiere de natură pe care nu are nimeni în lume. Opusul României pe glob se află insula Sfânta Maria din Oceanul Pacific. Deci, de acest motiv, Papa Paul, când a venit în București, a zis, am intrat în grădina Maicii Domnului. Domnul, francezul spune la nostalgie, neamțul spune Sehnsucht, care e o dorință, Heimweh, care e durere, americanul spune în lipsești, dar nu-i dor, dar noi dorul cuprinde și nostalgie. E toate aceste lucruri trebuie să le știm și trebuie să le iubim. Și cea mai puternică armă împotriva tuturor, și a ungurilor, și a țiganilor, și a nemților, este iubirea pe care ne-a dat-o Hristos la cina cea de taină, când a întors cu 180 de grade lumea, care trăia în legea talionului, și a zis, am venit să vă duc legea cea nouă, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu pe voi. De atunci, a apărut creștinismul, care nu este singura religie, mai sunt și altele, poate la fel de bune. E bine de știut faptul că, înainte de Hristos, l-am avut pe Orfeu, tot rai, iad, crucificări și așa mai departe. Nu e o noutate. Diferența este că Iisus Hristos a creat legea iubirii, pe care n-a creat-o nimeni. De aceea, această religie este din ce în ce mai... Nu ne interesează că a existat sau n-a existat. Important sunt mesajele pe care le-a lăsat. Hristos demonstrează că legea trebuie aplicată în spirit și nu în formă, în scopul protejării omului. Haideți să învățăm să și mulțumim Dumnezeu, pentru că toată lumea spune că vai ce rău e, jos Păsescu, jos Iliescu, jos cu toată lumea, jos, numai noi să fim sus. Care stăm la colț și mâncăm semințe și criticăm, ne pricepem, zicem noi, la femei, la politică, la fotbal și la tehnică. Dar nu suntem în stare de nimic. Haideți să luăm exemplu celor din Nord. Să știți că după retragerea aureliană au venit goții, care goții de neam germanic. De fapt, nu există goți și jet. Dar, mă rog, nu facem noi istoria acum, că ar fi prea scurt, prea lung timp să facem istorie. Dar au rămas niște influențe. În Ardeal nu o să găsiți oameni stând la poartă și mâncând semințe și criticând. Haideți să ne învățăm să ne uităm în primul rând la noi, după aceea la alții. Să fim smeriți. Smerenia este calitatea prin care îți dai seama de micimea ta în raport cu absolutul. Iisus a spălat picioarele ucenicilor. Noi vrem să fim direct parlamentari. Nu se poate. Nu poți să zbori până nu ești învățat să mergi târâși. Trebuie să fii mic ca să poți să ajungi mare.
Noi vrem să fim direct mari. Noi criticăm, n-avem, că sunt lipsuri, că... dar n-am văzut unul să zică mulțumesc, Doamne. Uitați-vă cum sunteți îmbrăcați. Nu mai aveți trențe. Nu? Sunteți îmbrăcați bine. Toți vă lamentați, dar eu sunt convins că aveți frigiderile pline. Nu cât ați vrea dumneavoastră. Și de aceea Hegel, filozoful Hegel, spunea că electoratul, noi, este acea parte care nu știe ce vrea. Noi suntem ăștia care nu știm ce vrem. Haideți să ne ocupăm de treburile noastre, haideți să nu mai criticăm, pentru că noi, creștini, spunem așa, Doamne, iartă păcatele tuturor, ale mele niciodată. Haideți să ne gândim în primul rând la alții și după aceea ne gândim la noi și să criticăm. Eu n-am fost niciodată în funcție de conducător, de stat, de partid și așa mai departe. Ar fi o lipsă de bun simț din partea mea să mă apuc să critic. Cum o să critic? Cât eu pe dumneavoastră, care știți dumneavoastră, în casa dumneavoastră aveți mai bine decât mine ce aveți de făcut. Haideți să aruncăm critica la coș și să ne apucăm de treburi serioase. Viața e scurtă și nu prea avem timp de pierdut. Nu? Apropo de tehnică, sunt două obiective de care zic eu să vorbesc acum, pe scurt. Există nemulțumitul, care este inventatorul, care întotdeauna caută soluții și după ce le găsește, nu e mulțumit, ci vrea altele. Și naivul este savantul. De ce naiv? Pentru că francezii spun că savanții știu totul, dar din păcate numai atât. Așa. Păi, ce face savantul? Are naivitatea să-și imagineze că poate aștepte la adevărul absolut. E fundamental greșit, pentru că nu există adevăr absolut. Există o chestie foarte interesantă. Când a intrat Napoleon într-o localitate, s-a ofuscat și a vorbit cu edilii. Dom'le, de ce nu s-a tras clopotele când am intrat eu? Ce împărate de nomie și unul din motive. Unul dintre ele. Ce în primul rând nu avem clopot. Savantul vrea, dar vrea degeaba, pentru că noi ne deplasăm asimptotic spre cunoaștere și asimptota întâlnește verticala cunoașterii undeva la infinit. Deci, practic, pierdem vremea. Zicem că facem. Facem la pantaloni. Nu facem. Mă rog, ne dezvoltăm în niște lucruri nu de esență. De aceea, Pitagora spunea că nu cantitatea, numai calitatea informațiilor determină evoluția spirituală. De aceea, învățăturile religioase sunt deasupra celor clasice, obișnuite, pentru că un Coran, o Evanghelie, o Talmud, nu sunt romane, sunt niște compendii de științe ezoterice. Și asta se înțeleg cu sufletul. S-ar putea o babă neștiutoare de carte să priceapă mai bine unele idei decât noi. Noi avem dezavantajul că suntem artificiali, adică am făcut școală. Dar omul simplu, care nu a făcut școală, s-ar putea să fie superior mie, pentru că el este natural, eu sunt artificial. Eu încep să gândesc convențional, el nu. El își dă seama în mintea lui că nu poate gândi multidimensional. Și de aceea îl ia pe Dumnezeu ca postulat. Tot ce s-a întâmplat, cine așa vrea Dumnezeu. Și are dreptate. Noi zicem că n-a avut glicemie, că n-a avut colesterol, că n-a avut, să fim serioși. Nu știm, nici nu vom ști vreodată, nu știm ce circuite enzimatice, endocrin, limfatic, sanguin, nu știm ce gândi. Mă invita academicianul Eugen Makovski la cursurile sale de medicină. Și mi-a spus, domnul Capra, am plinit 80 de ani, acum eu i-am depășit, ce și mi-am dat seama că nu știu nimic. Le-am spus studenților mei, le-am predat cursuri de metabolism zeci de ani. Zice, dragi studenți, habar n-am cer. Pentru că atât celula vie cât și cea moartă sunt hidrogen, carbon, sunt identice, dar una trăiește și una nu. De ce? Nu știe nimeni. Sigur că Charles Darwin a zis că prin sinteza proteinelor s-a creat monocelularul și în sfârșit nu mă lungesc eu.
dar și domnia sa se îndoia de această idee. Am colaborat cu domnia sa și Goethe, înaintea lui a fost un bufon, și nimeni nu știe de unde venim. Religia, indiferent că e budistă, că spune că omul este creat din elementele acestui pământ, căruia i s-a insuflat viață. Opa, de unde? Nu știu. Cei de la televizor încearcă să ne convingă de faptul că cei de la National Geographic, că noi suntem veniți din afară, suntem de la extraterestre. Și atunci se pune întrebarea, fără răspuns, dar până extraterestre, cine a creat? Pardon? Nu vom ajunge niciodată la un adevăr absolut, pentru simplu motiv că nu există adevăr absolut. Și atunci trebuie să avem bunul simț și să acceptăm lumea așa cum este. Eu nu vreau să vă plictisesc, că, după cum vedeți, am vorbit de toate, mai puțin de tehnică. Mie tehnica, eu zic că trebuie făcută, nu vorbită. Cine vorbește, nu face. Așa. Și un inginer adevărat este cel care are un minimum de cultură generală, un minimum de sinteză, nu neapărat cultură. Henry Fonda spunea că nu dă nimeni niciun ban pe ce ai fi vrut să faci, numai pe ceea ce ai făcut. Acum, mai o temă care, pe scurt, poate pe cei de aici i-am plictisit că le-am spus de atâtea ori, e bine să rețineți că nu romanii ne-au creat pe noi. În Anglitera au stat 600 de ani și aia, nu vorbesc latină, vorbesc doar engleză. Deci nu ei ne-au creat, dar noi a stat 100 și un pic. N-avea cum să ne învețe în 100 și un pic de ani, de vreme ce maghiarii n-a putut în 1000 de ani să ne învețe maghiari. Pe de altă parte, sau în același context, în Germania a fost 7 legiuni romane. Ați văzut vreun neam să vorbească latină? Nu. Noi vorbeam limba latină înaintea lor. Au venit aici. De ce? Pentru că erau un colaps economic și aveau nevoie de aur și aurul se vedea la Roșia Montană. Pentru asta a fost nevoie de aici. Ca să vă dau și exemple, masa, în latină e mesa, în italian este tavolo, cine mai latin? Dominus, în italian este senior, cap. Capus, în italian este testa. Vorba, verba, în italian este parola. Cine mai latin, noi sau ei? Nici n-avea cum să ne învețe. Și cine erau romanii care ne-au cucerit? Greci, germani, macedoneni, arabi, evrei, iberici. Ce limbă ne-a învățat? Să fim serioși. Dar așa v-a băgat în cap și nu e de vină profesorul. Nu, asta a fost programa analitică. Adică trebuie să reținem că dacă vrem să aflăm ceva, e bine să folosim partea spirituală, așa cum a spus Hristos, nu eu te-am făcut bine, ci credința ta. Trebuie să citim printre rânduri și trebuie să citim istoriile tuturor țărilor ca să știm care e adevărat. Eu zic să pun punct aici ca să nu vă plictisesc și aștept întrebări din partea dumneavoastră. Și dacă sunt în stare, să răspund, că nu sunt eu în stare de tot.